Începând cu data de 10 mai, biletele de călătorie cu trenul pentru cursa Chișinău-Iași vor fi mai scumpe. Potrivit Căii Ferate din Moldova, tariful se va majora între 20 și 40 de lei în funcție de clasă. Majorările aplicate vor crește veniturile CFM, spun responsabilii din cadrul întreprinderii. Astfel, costul biletelor de călătorie pentru vagoanele de clasa a treia vor fi 110 lei față de 90 în prezent. Pentru vagoanele de clasa a doua, cetățenii vor trebui să scoată din buzunare 130 de lei față de 100 în prezent, iar un bilet pentru clasa a întâia 170 de lei față de 130 de lei cât este în prezent. Motivul este, în primul rând, situația care s-a creat la Căile Ferate. Sigur că costurile care le ducem noi pentru întreținerea acestor garnituri de tren. Asta a fost motivul. Altul motiv nu este. Dar vreau să vă spun că din 2018 tarifele nu au mai fost ajustate la transportul de călători. Od în vedere că au trecut de acum aproape 6 ani, sigur că a fost necesar ca să revedem aceste tarife. Potrivit conducerii CFM, restanțele angajaților se ridică la 100 de milioane de lei, iar în prezent se întreprind măsuri pentru achitarea salariilor pentru luna ianuarie. Menționăm că pentru copii se aplică reducerea cu 50% din tarif, respectiv prețul pentru vagoanele de clasa a treia va fi 55 de lei, clasa a doua va costa 65 de lei și clasa a întâi 85 de lei. Recent, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a anunțat că Calea Ferată a Moldovei se împrumută cu 35 de milioane de lei de la Loteria Națională ca să achite datoriile salariale. La mijlocul lunii martie curent, restanțele salariale pentru anul trecut ale angajaților de la Calea Ferată a Moldovei au început să fie achitate tot cu un împrumut, doar că de la Agenția Proprietății Publice. Banii au fost luați și din economii făcute prin reducerea cheltuielilor. Amintim că mai mulți angajați de la Calea Ferată au protestat la începutul anului curent, cerând să li se achite salariile restanțe din octombrie trecut. Pe fundalul acestor nemulțumire, șeful CFM Oleg Tofilat și-a dat demisia. Calea Ferată din Moldova are peste 6.000 de angajați, iar salariul mediu este de 9.400 de lei.